Vlad și Cătălin au un mesaj pentru Denisa și își dorește foarte tare să primească o scrisoare din partea ei, așa sinceră cum scrisoarea, să fie sinceră așa cum este și Denisa. Spunea că speră că este bine, că a început munca și că este fericită. Am mai transmis un mesaj familiei și a spus că să aibă grijă că ceea ce urmează este real. Eu sper din suflet să nu câștige ei acest task și cred că toată familia și toți susținătorii se roagă să nu câștige acest task. Dar amuzant, ce să zic. În schimb, spuneau că sunt bine, sunt fericiți, că se iubesc și asta este tot ce contează. Și adevărul ăsta e că până la urmă contează sentimentul și mai puțin proba fizică. Au timp destul și pentru asta.